Bună ziua, dragii mei! În minutele următoare ne vom întâlni din nou cu una dintre poveștile lui Leon Magdan. Leon Magdan, un nume cu care deja ne-am obișnuit și știm că atunci când îl ascultăm, nu avem decât de învățat din poveștile lui. Povestea de astăzi se numește Povestea celui mai bun baci. De ce? Cine a fost acest baci? Să aflăm acum împreună. Sus, la munte, e o stână pe care toată lumea o cunoaște. Toți din părțile locului au auzit despre ea, căci toți cumpăraseră de acolo lână și cea mai bună brânză. Numai când se gândeau oamenii la ea și salivau de bucurie și plăcere. Și este la stâna aceasta un baci care n-a existat niciodată în alte locuri un altul ca el. Un baci harnic, gospodar, căruia toate îi merg bine, căci, vorba bătrânilor, omul bun ce muncește, Dumnezeu îi le sporește. Dar, dragii mei, stați puțin pentru că am să vă povestesc acum cum a ajuns el baci și prin ce întâmplare s-a aciuit el prin acele locuri. Se spune că, cu mulți ani în urmă, cam pe când era tatăl meu fecior, povestea baciul nostru, nu exista prin acele părți nicio stână. Și într-o zi a venit un baci, un bătrân și tare priceput, însoțit de 7 feciori. 7 feciori avea baciul nostru și avea acesta o mândrețe de turmă. Avea 100 de oi și dulăi ciobănești, de care până și urșii se temeau și măgari încărcați cu toate cele. Și văzând omul nostru ce frumos era acolo pe meleagul despre care vă vorbesc, s-a învoit cu oamenii satului și s-a urcat la munte, unde a ridicat o mândrețe de stână. Și toate mergeau mult mai bine și an de an toată lumea, toți care veneau la el, erau mulțumiți. Și baciul, cu feciorii săi și sătenii, și toți s-au pricopsit cu tot ce aveau nevoie. Dar, vedeți, dragii mei, sunt momente în viață când vine o vreme când toate se mai schimbă pe aici, pe acolo. Așa s-a întâmplat și cu baciul nostru, care a îmbătrânit și, așa bătrân cum era, simțind că îi se apropie și lui sfârșitul, ca la orice lucru de pe lumea aceasta, și-a chemat toți feciorii și le-a spus: Măi, băieți, dragii mei, când eu noi mai fi, voi veți avea grijă mai departe de turmele noastre, care, după cum se cuvine și așa cum este tradiția din bătrâni, doar unul singur dintre voi va putea să fie stăpân peste toată turma. Așa că am hotărât să-l aleg pe cel care se va dovedi mai destoinic, dragii mei. Tătucă, sări cel mare. Bucuros, taică, dar zi-ne și nouă mai degrabă ce trebuie noi să facem. O, spuse bătrânul, toți sunteți oameni de treabă, așa că uite cum spun. Fiți foarte atenți, dragii mei. Plecați de grabă jos în vale. Duceți-vă în sat pe la care case vă trage sufletul și cereți, cum oți putea, câte ceva. Iar cine mi-o aduce cel mai frumos lucru, aceluia am să-i las stâna și va fi baci peste toate. Zi și făcut.
feciorii au rupt-o la fugă. Da, ce fugă, dragilor! Care mai de care mai abitir de ziceai că-i mână din spate armata împăratului. După doar două ceasuri s-a întors primul fecior. Uite, tată, o, tată, am adus un cal, o mândrețe de cal. Vino, vino să-l vezi. Pentru că un cal prinde tare bine la curtea omului gospodar. Ce ajutor important poate fi la un moment dat un astfel de cal. L-am cumpărat chiar de la brutar, căruia i-am promis un burduf mare de brânză. Tatăl se arătă mulțumit. Nu trecu mult și uite că își face apariția și al doilea fecior. Tată, tată, spuse acesta, am fost la casa părintelui, lângă biserică, tată, și i-am cerut o icoană frumoasă, căci ce poate fi mai de folos în casa omului decât credința? I-am promis părintelui că o să-i duc un dulău de la noi, de la stână, să-i păzească ograda. Chipul bătrânului se lumină, fiind și mai mulțumit. Apoi, rând pe rând, și ceilalți feciori se întoarseră cu cele mai felurite daruri. Al treilea a adus o carte, zicând că este cea mai folositoare în viață. Da, da, spunea copilul și tatăl a recunoscut, învățătura este cel mai important dar pentru un om. Iar al patrulea a venit cu o cutie de unelte, cu fel și fel de unelte în ea. Căci, spunea el, tânărul, toate trebuie construite, reparate și îngrijite. Cel de-al cincelea fecior veni cu o pungă cu galbeni, căci îi promisese hangiului un butoi cu brânză și două legături de piei de oaie, căci, zicea el, banii sunt cei mai buni în viață, fiindcă dacă ai bani, poți face aproape orice. Iar, dragii mei, cel de-al șaselea îi lăsă pe toți cu gura căscată. El veni, da, el veni cu o mândrețe de fată, zicând, uite, tată, ea este Măriuca, cea mai bună fată din sat. E harnică și pricepută și m-am învoit cu părinții ei ca eu să o iau de nevastă. Căci ce poate fi tată mai folositor și mai plăcut în viață decât să-ți împarți zilele cu o soție bună la suflet? Nu-i așa, tată? Eh, așa este băiatul meu, zise moșneagul. Căci scrie și în Sfânta Scriptură, o casă și o avere sunt moștenite de la părinți, dar o femeie înțeleaptă este un dar de la Dumnezeu. Bine, tată, bine, Măriucă, eu mă bucur că ai venit la noi în casă și Domnul să te binecuvinteze. Dar unde este, măi băieți, unde este cel de-al șaptelea mezinul? Nu l-ați văzut? Pe unde o fi? Pe unde umblă? Ceilalți habar n-aveau pe unde o rătăci mezinul, dar, după cum se învoiseră, îl așteptară și pe el. Târziu, târziu, spre seară, a apărut și cel mic cu mâinile goale. Pe unde umblași, măi băiete? Îl luară la rost. Îmi cer iertare, spuse acesta. Da, îmi cer iertare pentru că v-am făcut să mă așteptați. Dar, mergând spre sat, am trecut pe lângă casa pădurarului și am văzut-o pe femeia lui în curte, chinuindu-se cu un topor să spargă niște lemne mari. Așa că am ajutat-o eu și mi-a povestit, biata de ea, necazul care a căzut peste ei.
Zilele trecute, bărbatul ei, pădurarul, a fost rănit de un copac care i s-a prăvălit peste picioare. Iar acum, săracul de el zace la pat și nu mai poate face nimic. Așa că ea, sărmana nevastă, duce tot greul casei. Să-și oblojească omul, să aibă grijă de copii, să țină gospodăria toată și tare, tare greu îi mai este. Așa că, știți, n-am putut să plec când am văzut cum o duc vieții de ei și am zis că dacă rămân puțin, pot să-i ajut. Așa că am tăiat toate lemnele, i-am meșterit omului o cârjă și un baston trainic, am ajutat-o pe femeie să dea de mâncare la animale și, uite așa, cu una, cu alta, m-a apucat însărarea. Și m-am gândit, acum unde să mă mai duc? La care casă? Așa că m-am gândit că singurul drum pe care îl mai nimeresc este drumul către casă. Și uite, am venit acasă. Măi, frate, zise unul dintre flăcăi, dar cum de-ai cutezat să ieși din vorba lui tătuca? Trebuia să vii cu ceva din sat, iar tu te-ai întors ultimul și cu mâna goală. Da, frate, ai dreptate și îmi cer iertare. Dar dacă așa m-a îndemnat inima să fac, ce puteam? Nu puteam să o părăsesc acolo văzând-o cum se chinuiește singură. Când se uitară la bătrân să vadă cum îl va dojeni pe cel mezin, ce să vezi? Pe obrajii moșului curgeau lacrimi de bucurie. Acesta își luă băiatul în brațe și îi spuse: tu, dragul tati, tu mi-ai adus cel mai frumos lucru. Tu, dragul meu băiat, mulțumirea și bucuria de a face o faptă bună, fără să aștepți vreo răsplată. Dragii mei copii, continuă bătrânul, toți v-ați dovedit harnici și înțelepți, toți. Dar fratele vostru a lăsat totul pentru a face un bine. E adevărat că a venit fără nimic în mâini, dar aduce cu el o comoară în suflet. Așa că iată hotărârea mea. El să fie de azi înainte baci peste tot și peste toate cele de aici. Așa că, dragii mei dragi, așa a ajuns flăcăul cel mic baci la stână. Și anii au zburat. O știți prea bine cum se duc. Acum este și el bătrân, dar toată lumea spune că e cel mai bun cioban din câți s-au pomenit pe acolo. Norocul nostru cu tătunesul, care a știut cum să aleagă după suflet. Aceasta este povestea lui Leon Magdan, o poveste frumoasă, o poveste de suflet, din care să învățăm că multe sunt frumoase și practice pentru noi, dar ajutorul pe care îl putem dărui oricare dintre noi, cu bucurie și iubire și dezinteresat, este cel mai cinstit și cel mai apreciat de către cei care știu să-l vadă. Așa că, dragii mei dragi, vă mulțumesc că am fost împreună la Omul o poveste. Vă aștept cu mare drag de fiecare dată. Numai bine tuturor! La revedere!